Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Nicoleta Preda și vă prezint jurnalul Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte. 12 copii din Argeș au ajuns la spitalele din București diagnosticați cu virusul care provoacă sindromul hemolitic uremic. O studentă de 27 de ani din Argeș trăiește o adevărată dramă după ce, în urmă cu 3 ani, a început să-și piardă vederea. Deși suntem la începutul secolului 21, o familie formată din 5 membri locuiește într-o casă cu 2 camere și o bucătărie, fără curent electric. Este alertă în spitale după ce mai mulți copii au plecat în ultimele 24 de ore spre București din Argeș, fiind diagnosticați cu virusul care provoacă sindromul hemolitic uremic. Este vorba despre un copil de 8 luni și un sugar seara trecută, iar azi alți 3 copii. În total, din Argeș se află în spital 12 copii. Autoritățile au declanșat o anchetă epidemiologică pentru a stabili de la ce au contactat boala. Medicii bănuiesc că ar fi vorba despre un aliment infestat cu bacteria E. coli. Comitetul pentru situații de urgență din Argeș s-a întrunit azi în cazul copiilor presupus îmbolnăviți de bacterie E. coli. Numărul lor crește de la o zi la alta, iar autoritățile încă nu au sursa bolii. Da, doctor, care e situația acum în spital? Câți copii au mai plecat la București și care e situația în spital? Deci, situația în spital la ora actuală, ieri, în cursul zilei de aseară, au plecat 2 copii, unul de la noi, de la etajul 6, internat de 48 de ore, pentru o simptomatologie digestivă, tot a venit cu scaune diareice, vărsături. Ieri i s-au recoltat probele de control pentru că starea lui s-a deteriorat. Într-adevăr, avea o insuficiență renală și a fost trimis la București, dar cu stare generală acceptabilă, deci nu era grav. Iar celălalt nu cunosc despre el. Știu că a venit de la contagioase, unde a fost internat, să-l transferăm noi la București. Insuficiență hepatorenală, asta pot să vă spun, nu cunosc mai multe. Urgent, pe tot sunt grav, că e insuficiență renală, dar acela a fost internat la contagioase și l-au trimis în urgența noastră ca să-l trimite la București. Încă din cursul zilei de ieri, monitorizăm foarte atent împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș, situația creată la nivel de județ. Avem și noi, ca și dumneavoastră, informația despre cazurile care au apărut. La momentul acesta am convocat un comitet pentru situații de urgență restrâns cu instituțiile care au atribuții și abilitări în domeniul sănătății și în urma acestui comitet vom trage concluziile despre starea actuală și măsurile care pot să fie întreprinse în perioada imediat următoare. La momentul acesta, din discuțiile cu specialiștii, așa cum s-a comunicat și prin intermediul Consiliului Județean, există o stare de îngrijorare, dar situația este sub verificarea celor de specialitate. Alți copii din Poiana Lacului, Câmpul Lung și Pitești au ajuns azi la urgența Spitalului de Pediatrie. După ce diagnostic a plecat bebelușul pe care l-a consultat mai devreme către București? În primul rând să vă spun că pacientul a venit de acasă cu simptomatologia, deci nu este prin transfer de la alt spital. A venit cu sindrom emetizant, a vărsat de câteva ori, ieri a avut câteva scaune diareice, care s-au oprit, copilul a fost în regulă, dar de asta a început să verse. Azi noapte copilul a avut diurez, a făcut pipi, da? De azi dimineață, apropo, e vorba de o fetiță în vârstă de un an și câteva săptămâni. Da? De azi dimineață n-a mai făcut pipi, a început să verse, i s-a pus-o pe fuzi, s-au recoltat analizele și până la urmă a plecat la București cu diagnosticul pe care îl tot repetăm zilele astea, cu sindrom hemolitic uremic. Autoritățile din județul Argeș îi sfătuiesc pe părinții care au copii cu vârstă de până la 2 ani să se prezinte cu aceștia la medicii de familie. Îndemnul vine din partea Direcției de Sănătate Publică după ce numărul copiilor argeșeni diagnosticați cu sindromul hemolitic uremic a crescut alarmant. În județul Argeș, în prezent, copii bolnavi cu boală diareică acută transferați la București sunt 12. 9 au fost până ieri, iar în cursul zilei de astăzi, 2 deja au fost transferați și urmează al 3-lea. Noi am demarat, începând de ieri după amiază, când am aflat de acest caz, o anchetă epidemiologică la nivelul Spitalului Județean și Spitalului de Pediatrie. Ancheta este în derulare. De asemenea,
Avem echipa de inspecție în Spitalul de Pediatrie și Spitalul Județean, care este acum acolo. Până în prezent, nu vă putem da date care este cauza acestei boli, dar vă pot spune că majoritatea, cu excepția unuia de fapt, toți s-au prezentat la spital cu boală diareică acută, deci cu scaune diareice multiple. Cel care l-am transferat acum 2-3 ore s-a prezentat direct în sindrom de insuficiență renală acută. Din anamneză a rezultat că a avut scaune diareice în urmă cu 7 zile la domiciliu și a venit în stare deja de complicație. Toți sunt la București, ținem legătura cu colegii noștri din spitalele din București și acolo se desfășoară o anchetă epidemiologică. Vrem să vedem și noi și dânsii care este cauza reală acestei patologii. Medicii Spitalului Marie Curie spun că toți copiii diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic au consumat același tip de lapte praf. Nu au declarat însă că laptele ar fi sursa îmbolnăvirii, ci doar că este elementul comun în alimentația copiilor. Cei mai mulți sunt în stare gravă și au nevoie de dializă. La Spitalul de Pediatrie din Pitești a fost restricționat accesul. O studentă de 27 de ani din Argeș trăiește o adevărată dramă după ce în urmă cu 3 ani a început să-și piardă vederea. A fost la mai multe spitale unde a fost supusă investigațiilor medicale, dar niciun doctor din România nu a putut să-i precizeze diagnosticul corect. Singura ei șansă este acum o clinică din Italia unde a fost programată săptămâna viitoare pentru o consultație. Dar pentru că familia tinerei nu are banii necesari, oamenii din localitate strâng bani printr-o mobilizare masivă pe internet. E o aplicație auditivă? Da. Analizează articolele 7, 9 din 79. Câți prieteni ai pe rețeaua de socializare? Sincer, nu știu, nu am verificat. Dar cred că am peste 1000. Suferința Elizei Burila a debutat în august 2013, atunci când tânăra a acuzat stări de rău și dureri în zona capului. A urmat o perioadă în care a fost trimisă de la un spital la altul, atât în județul Argeș cât și în București, dar niciun medic nu a putut diagnostica boala fetei în condițiile în care rezultatele analizelor și investigațiilor erau bune. Au început niște dureri de cap. La început erau puțin mai, nu erau atât de dese. Dar ulterior s-a înrăutățit, mă durea în fiecare zi, nu puteam să mă concentrez la serviciu. Nu e nicio problemă, că va trebui să iau calmante, mi-au dat mai multe calmante, dar nu funcționa niciunul până când am găsit unul mai puternic. După care au venit stările de vomă, mi-era foarte rău, nu puteam să mănânc nimic, amețeam. În momentul în care a debutat boala, fata era studentă în anul 3 la Facultatea de Finanțe Bănci a Universității din Pitești, fiind nevoită să abandoneze cursurile. De atunci, familia îi caută soluții pentru a depista cauza suferinței care îi provoacă pierderea vederii. Ulterior m-au trimis la universitar, unde mi-au spus că am cancer, leucemie, mai multe carcinomatoze meninge cu pornire de la intestinul gros sau subțire, nu mai știu exact. Mi-am făcut citostatice. O dată, la fel în coloană. Și când m-au externat, mi-au zis că să mergem acasă și ne așteptăm la ce mai rău. Zilea viața ei este aici în pat. Ce mai vede acum? Spune cozările de parte, adică o diferență între zi și noapte. Universitar ni s-a spus foarte multe, adică să mă aștept la ce este mai rău. Dumnealui nu mi-a dat mai mult de 2 luni. Prietenii familiei s-au mobilizat pe rețelele de socializare și de câteva zile încearcă să strângă bani pentru Elisa, care are nevoie de fonduri pentru investigațiile medicale din Italia și pentru tratament. Mergem la prieteni, la cunoștințe, din poartă în poartă, ca fiecare să ne ajute cum poate, dacă poate, dacă dorește, să o putem ajuta financiar acolo cât se poate, măcar să mai micșorăm
micșorăm suma exorbitantă care o va cheltui în urma tratamentelor, analizelor și traiului din afară, unde automat se va face cheltuiel, pentru că nu va putea merge singură. Oamenii reacționează, vă ajută? Până în momentul de față, da. Ce sume ați strâns până acum? În prima seară am strâns aproximativ 1100 de lei, în 3 ore, într-o duminică după amiază, pentru că atunci, sincer, ne-a venit ideea, că până atunci nici nu ne-am gândit, am fost delăsători. Cu alte cuvinte, am așteptat, cum așteptăm toți, au luat Dumnezeu să facă. Și astăzi, în 3 ore, am mai strâns 445 de lei. Atât am putut momentan. Cei care pot să o ajute pe tânăra de 27 de ani pot depune sume de bani în două conturi deschise pe numele ei la Raiffeisen Bank sau direct la domiciliul acesteia din Argeș, în comuna Corpi. Este greu de imaginat că la începutul secolului 21 o familie cu doi copii, unul de un an și altul de 5, să nu beneficieze de electricitate și nici de îngrijire medicală. Toți cei patru membri ai familiei Bratu plus un frate locuiesc într-o casă cu numai două camere și o bucătărie, fiind nevoiți să trăiască doar din munca făcută cu ziua. Cu toate acestea, sunt cu impozitele și plata utilităților la zi. În cartierul Pescăreasa, pe o străduță în care primăvara și toamna noroiul îți ajunge până la glezne, se află 5 case uitate de lume. Drumul care trebuia să facă legătura cu strada Valea Uncheașului se întrerupe brusc într-o prăpastie, din cauza pârâului care a surpat malul. În apropiere se află o căsuță din cărămidă, cu o curte destul de îngrijită. La poartă te întâmpină un copil de 5 ani și o femeie cu un copil de un an în brațe. Aici, în această casă, compusă din două camere și o bucătărie, trăiesc 5 persoane. Familia Bratu, formată din Constantin, Cezărica Liliana, copiii Andrei Cătălin de 5 ani, Elena Florentina de 1 an și Ion Bratu, fratele lui Constantin, care din cauza unui accident a rămas fără o mână. Majoritatea lucrurilor pe care le au sunt primite de la vecini sau rude. Toți trăiesc din alocația copiilor și munca cu ziua pe care Constantin o prestează atunci când este solicitat de către oamenii din cartier. Nu au de la stat niciun ajutor social, iar Ion, chiar dacă nu are o mână, nu primește indemnizație de handicap. De ani buni, toți acești oameni trăiesc fără curent electric, cu toate că sunt cu plata la zi. După moartea tatălui, celor doi frați Bratu au rămas datorii neachitate la CEZ, fapt pentru care au fost debranșați de la sistemul de alimentare cu energie electrică. Frații au reușit să plătească datoriile, dar nu au mai avut bani să se rebranșeze. La ora actuală primesc câteva ore seara energie electrică de la o vecină, căreia i s-a făcut milă de ei, mai ales că Elena Florentina, fetița de un an, s-a îmbolnăvit de pneumonie. Fata ne-a fost bolnavă de pneumonie, n-am avut. N-am de unde este, de la lumână și facem cantă cu ulei. Ce să facem, șeful? Și uleiul ăla costă, e 60.000. Am fost cu ea, m-a rugat, ia, dăm, că nu mai termin fata la plămâni. Pe urmă, ce fac fără copii? Ce fac? Întreaga familie se încălzește la o sobă cuplită, iar combustibilul este procurat prin tăierea sălciilor de pe malul pârâului din apropiere. Autoritățile locale nu au trecut niciodată prin acea zonă, iar atunci când familia a făcut solicitare pentru a-i se întocmi dosar de asistență socială, au fost refuzați. Cu toate greutățile întâmpinate, familia Bratu are impozitele și utilitățile plătite la zi, ceea ce demonstrează că lipsa de interes a autorităților locale lasă de dorit atunci când este vorba să se ocupe de cei care sunt la necaz. Eu nu o să atac comisia socială, care fiecare face parte dintr-o comisie, dar o să-i rog de la comisia socială să putem să-i ajutăm într-un număr de cont care vor și din consiliul local, consilierii, chiar și primarul rog să ajute acești oameni. Adică până la urmă și să strângem suma de bani pentru să strângem suma pentru debranșare. Pentru acești oameni să aibă lumină, care e cea mai necesară acum. Mai necesară pentru orice familie. De astăzi, Filarmonica Pitești a pus în vânzare abonamentele pentru o perioadă de 3 luni. Prețul unui abonament este de 90 de lei la categoria A, respectiv 60 de lei la categoria B, incluzând 12 concerte.
Filarmonica Pitești a pus în vânzare la sediul său din Pitești abonamente pentru perioada 11 februarie 1 mai 2016. Prețul unui abonament este de 90 de lei la categoria A, respectiv 60 de lei la categoria B, incluzând 12 concerte. Începând de astăzi, 10 februarie, Filarmonica Pitești a pus în vânzare în sfârșit, la solicitarea publicului, o serie de abonamente valabile doar până la Paște, până la sfârșitul lunii aprilie anul curent, întrucât, din păcate, sediul centrului multifuncțional unde trebuie să funcționăm nu este finalizat. Aceste amânări ale constructorului au adus prejudicii activității noastre, pentru că altfel încă din prima zi a lunii ianuarie am fi vândut aceste abonamente, care sunt foarte necesare și asigură melomanilor accesul mult mai ușor la sala de spectacole, pentru că oamenii vin la începutul stagiunii și cumpără abonamente și apoi vin la spectacol. Nu trebuie să treacă săptămânal sau de două ori pe săptămână pe la casa de bilete. Ceea ce s-a întâmplat până acum și trebuie să mulțumesc melomanilor că au înțeles această situație. Prețul unui bilet rămâne același, respectiv 20 de lei sau 15 lei în funcție de categoria locului. Elevii, studenții și pensionarii au reducere. Îi aștept pe melomani să vină să ia abonamente. I-am recunosc și cer încă o dată scuze, i-am cam zăpăcit pentru că până acum am vândut bilete. Punem vânzare pentru 2 luni și jumătate abonamente, după care sperăm în luna mai să putem cânta în nou sediu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru întreaga țară, inclusiv județul Argeș. Potrivit ANM, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor cu rafale care vor depăși 50-60 de km pe oră. Informarea este valabilă până mâine, 11 februarie, la ora 14. Sunt anunțate intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în Banat, Crișana și Dobrogea, acolo unde rafalele vor depăși 50-60 de km pe oră. La munte, în special în zona înaltă, vântul va sufla tare cu peste 70-80 de km pe oră. Totuși, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Vremea și în județul nostru va fi instabilă, dar pe un fond termic cald pentru perioada în care ne aflăm. Vor fi unele temporare care vor determina precipitații sub formă de ploaie, iar la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Și în plus vor fi și intensificări ale vântului, care s-ar putea să depășească 40-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă, viteza vântului la rafale va depăși 70 de km la oră. Punctual, în zonele de deal, se pot acumula cantități de apă care să depășească 15 litri pe metru pătrat. Aceste fenomene meteorologice au făcut ca Administrația Națională de Meteorologie să emită o informare meteorologică care a intrat în vigoare dimineață, în această dimineață, pe 10 februarie la ora 10 și este valabilă până pe 11 februarie la ora 14. Fondul termic spunea că va fi unul cald, acest lucru însemnând maxime, în general, la nivelul județului, între 6 și 10 grade Celsius și minima, în general, între minus 2 și 2 grade Celsius. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor crește cu maxime de până la 13 grade Celsius. Sfârșitul de săptămână va veni cu o încălzire a vremii, astfel că maximele termice s-ar putea să ajungă la aproximativ 13 grade Celsius, cel puțin în zona deluroasă, iar minimele termice să oscileze în intervalul 1-4 grade Celsius, cu un cer parțial noros și trecător precipitații sub formă de ploaie. CSM Ioveni se pregătește în localitate după stagiul montan de la Poiana Brașov. Antrenorul Marius Stoica s-a declarat mulțumit de nivelul la care a ajuns echipa până în prezent.
Mioveniul parcurge ultima parte a perioadei de pregătire după ce a revenit din cantonamentul montan. Modul în care a decurs această etapă a pregătirii de iarnă l-a mulțumit pe antrenorul Marius Stoica. O pregătire centralizată, benefică pentru jucători. O pregătire unde noi am urmărit să ne pregătim foarte bine din punct de vedere fizic. A fost greu. Toți jucătorii au suportat cu bine. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat acolo și, bineînțeles, să așteptăm cu nerăbdare jocurile care urmează, să ne continuăm programul care noi l-am stabilit dinainte de a începe. Galben-verzi și-au întărit și flancul central al defensivei după aducerea celor doi fundași, Bișa și Gugu. De-abia au venit, au luat contact cu băieții, cu jucătorii și ușor, ușor să se acomodeze foarte, foarte repede. La asta ne dorim în tot sufletul, că altfel nu îi aduceam. Până la urmă sunt doi fundași centrali, unde noi credem că aveam nevoie de a ne întări foarte bine și în acest compartiment. Avem, într-adevăr, o apărare care eu spun că și-a făcut treaba. Avem jucători care eu sunt foarte mulțumit de randamentul lor, cât au fost cu mine, dar și pe anumite probleme medicale sau, eu știu, acumularea de cartonașe, noi acolo eram descoperiți și am dorit din acest punct de vedere să ne acoperim foarte bine pe toate pozițiile din teren. Marius Stoica a mai spus că este încrezător că jucătorii vor face un sezon de primăvară pe măsură. Într-un meci de pregătire disputat cu Viitorul Domnești, echipa antrenată de Nicolae Dică s-a impus cu 3-1. Au marcat Grecu și Cioablă de 2 ori. Într-o partidă de verificare jucată astăzi pe unul dintre terenurile complexului sportiv Nicolae Dobrin, SCM Pitești a dispus cu 3-1 de Viitorul Domnești. Pentru gazde au înscris Cioablă de 2 ori și Grecu. Piteștenii speră să mai transfere pe ultima 100 de metri și un portar. Sunt mulțumit. Băieții au răspuns foarte bine până acum. În această perioadă de pregătire. Este bine că nu avem probleme cu accidentările, asta este un lucru bun. Doar Adelin Voinescu s-a accidentat acum o săptămână, dar în rest toți băieții sunt ok. Se reglează ceva și la postul de portare, adică va veni acel jucător pe care îl doreai? Da, avem deja un jucător în probe pe această poziție. În zilele astea ne vom hotărâ dacă va rămâne sau nu. SCM Pitești va dispune următorul amical peste o săptămână pe terenul celor de la Metalo Globus București. Deși valorile termice vor marca o ușoară scădere față de ziua precedentă, acestea se vor menține peste cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în prima parte a zilei. Vântul va mai prezenta intensificări îndeoseb ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 13 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 4 și 1 grad. La munte cerul va fi variabil, cu înorări în prima parte a zilei, când pe arii restrânse va mai ninge. Vântul va avea intensificări, iar pe creste va sufla tare, viscolind și spulberând zăpada. Acestea au fost știrile, sunt Nicoleta Preda și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Absolut TV. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.absoluttv.ro. Pentru a ne semnala evenimente, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348730980. Toate cele bune vă doresc!